Fostul comandant al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj va pierde 250.000 de lei din avere. Chestorul nu a putut să dovedească inspectorilor pentru integritate de unde provin banii, iar statul îi va confisca. O situație despre care ne vorbește colegul meu Cătălin Vlăsceanu. Cătălin, bună ziua! Bun găsit, Tudor. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins recursul chestorului Ioan Păcurar și a menținută practică decizia dată anul trecut de Curtea de Apel Cluj. Comisia de Cercetare a Averilor a întocmit un raport pe baza unei evaluări a anii, conform căruia chestorul clujean nu putea justifica o diferență de bani între veniturile încasate și cheltuielile familiei. Dosarul este vechi de 4 ani, iar chestorul Ioan Păcurar, care s-a pensionat între timp, a fost șeful Inspectoratului Județean de Poliție Cluj timp de 8 ani. Cum decizia în alte curți de casație și justiție este irevocabilă, chestorul clujean are la dispoziție 30 de zile să plătească statului suma de 250.000 de lei.